Bine ați revenit! Astăzi vorbim despre preferatele mele în materie de machiaj. Sunt înconjurată de o mare de produse. Sunt înconjurată de o mare de produse pe care le-am utilizat în mod intens în anul 2017. Unele dintre ele le întâlniți și în clipul cu preferatele anului 2016, pentru că sunt câteva produse care îmi plac foarte mult și nu prea le schimb în rutina mea când lucrez pe cliente, dar sunt și produse pe care le-am descoperit anul acesta și despre care vreau să vă vorbesc și vouă. Poate le cunoașteți deja, dar poate nu le-ați încercat încă sau dacă nu le cunoașteți, le descoperiți astăzi. Le-am pus pe categorii, am și o cutie aici lângă în care să le arunc repede imediat după ce am vorbit despre ele și pentru că o să fie un clip lung, eu zic să îi dăm drumul și o să încep cu primerele, pentru că este important ca înainte de a așeza fondul de ten pe față să așezați un primer, mai ales când vine vorba de machiajul de seară, care trebuie să fie rezistent și în același timp să arate bine. Iar dacă avem probleme cu tenul, dacă vorbim despre un ten calmeu care are tendință de a face acnee foarte repede sau dacă vorbim de ten uscat, o să ajungem și acolo și vă zic la fiecare în parte ce primer este indicat. Așa că o să încep așa, cu un primer pe care l-ați, dacă vă uitați și la clipul cu preferatele anului 2016, îl întâlniți și acolo, dar îl menționez și acum pentru că îl utilizez foarte des și foarte, foarte mult îmi place. Este primerul acesta de la Paese cu acid hialuronic, îl utilizez pe toate tipurile de ten. Cu precădere, în ultima vreme l-am utilizat pe tenul matur, mai am și foarte puțin din sticla aceasta, trebuie să încep o nouă sticlă pentru că deja mi-am comandat alta. Îmi place foarte mult, știți asta, știți că îmi place, lasă așa un aspect foarte mătăsos tenului, nu îl încarcă absolut deloc și se întinde foarte ușor fondul de ten pe el. Mai apoi, tot pentru tenul uscat, folosesc o cremă de la Dr. Jart, se numește Water Drop. Îmi place foarte mult crema asta, că, bine, eu am utilizat-o și pe tenul gras, să știți, și pe tenul meu, doar că mi se pare că nu știu, la început mi-a plăcut foarte mult, dar de la o vreme încolo mi se părea că deja e, nu știu, îl hidratase destul și doar glisa deasupra tenului și asta nu pot să spun că m-a mulțumit pe termen lung. Dar pentru tenul uscat este o cremă care intră foarte repede în piele și lasă aspect mătăsos și iarăși se întinde foarte ușor fondul de ten, pentru că până la urmă asta este important. Ca deasupra primerului fondul de ten utilizat în cantitate mică să aibă un aspect natural și să gliseze foarte, foarte frumos. Ok, astea au fost pentru tenul uscat. Mai am una pentru tenul uscat, scuze. De data aceasta este unul un pic mai scump. Bine, de fapt toate sunt în jur la 120-150 de lei. Ăsta e un pic mai scump, este serumul de la Farsali, se numește Unicorn Essence. Eu pe ăsta îl utilizez atât pe tenul uscat, singur, doar pe el, dar îl utilizez și pe tenul gras, imediat vă arăt ce combinație fac pentru tenul gras. Dar și ăsta este super fine, are o culoare așa roz pal, are înăuntru niște particule luminoase foarte frumoase, de aceea îl utilizez la tenul uscat pentru că îi lasă un aspect sănătos și nu încarcă absolut deloc tenul. Mai apoi, pentru tenul normal și gras cu precădere, de fapt nu, hai să o luăm așa, că pentru tenul normal puteți să le utilizați și pe astea de mai devreme, chiar și o cremă, dar pentru tenul combinat și tenul gras, aici sunt probleme mai multe și am patru și hai să vi le arăt așa pe toate prima dată. Pac. Le-am pe acestea, de la Benefit, pe ăsta l-am de la Makeup Forever, pe ăsta l-am de la Smashbox și pe ăsta l-am de la NYX. Ăsta este din rubrica ieftin și bun. O să fac un clip cu primere ieftine și bune, dar anul viitor. În schimb, acum vorbim așa despre cele pentru tenul gras și combinat, pentru că aici am tendința să utilizez, să încerc mai multe primere și o să vorbesc prima dată despre ăsta pe care... De altfel, îl știți, l-am utilizat foarte des și în tutorialele mele și este prezent și în favoritele din 2016. Ce să zic, este un primer care matifiază și micșorează aspectul porilor și pe care fondul de ten se așează foarte frumos. Nu încarcă, păstrează aspectul mat și, nu știu, are tenul aspectul natural pe perioadă îndelungată. Mai apoi, nu are... Nu este extrem de siliconat, cele care nu cunoașteți produsul acesta, nu este extrem de siliconat, dar dacă îl utilizați în cantitate mare, are tendința să
creeze așa niște particule mici care se întind pe ten. De aceea utilizați-l în cantitate foarte mică în zona T. Toate primerele despre care vorbesc acum trebuie utilizate în zona T. Acum, pentru că acolo porii sunt dilatați. Îl mai am pe acesta de la Make Up For Ever. Eu vi-l arăt pe acesta step 1, deși ăsta nu-mi place atât de mult ca step 2. Asta este primul pas, este o bază matifiantă, dar mai este și step 2, care îmi place foarte, foarte mult, mai mult decât ăsta. Dar nu-l mai am pe acela, din păcate, pentru că l-am terminat și trebuie să achiziționez altul. Este un primer care matifiază foarte, foarte bine și ăsta, la fel, trebuie utilizat în cantitate super mică. Ăsta chiar în cantitate super, super mică, pentru că altfel, dacă îl utilizați în cantitate mare, fondul de ten are tendința să se așeze exact pe zona unde este el așezat în cantitate mare, să se lipească de el și să nu se mai întindă foarte bine. Mergem mai departe cu acest primer de la Smashbox. Smashbox a apărut și în România, este de luna aceasta din decembrie și în magazinele, de fapt doar în magazinele Douglas în România. Eu îl utilizez de vreo 2 ani și sunt foarte încântată de el, îl utilizez în special la ședințele foto și la spectacole și live-uri și așa mai departe, pentru că, în special pentru tenul cu probleme, tenul gras cu pori super, super dilatați, fondul ăsta de ten este super potrivit. Așezat exact pe zona unde porii sunt foarte dilatați, el este foarte siliconat și cumva nu doar că micșorează aspectul porilor dilatați, nu-i mai face atât de dilatați, dar cumva îi umple și netezește suprafața lor și se așează apoi fondul de ten foarte bine și rezistă foarte mult fondul de ten cu finish-ul acela mat. Foarte, foarte bun ăsta. Îl găsiți, v-am spus, și la noi în România, în magazinele Douglas. Iar de curând, de pe undeva de prin octombrie sau de prin noiembrie, nu mai știu, l-am descoperit pe ăsta de la NYX. Nu-l folosisem până acum. Angel Veil se numește. Oil Free. Vă spuneam mai devreme că folosesc acest serum de la Pharsalia și pe tenul gras și, ei bine, îl folosesc în combinație cu acest primer de la NYX. Și, în special, pe tenul meu, mi se pare că combinația asta este foarte bună. Prima dată aplic o pompiță de serum din acesta și o întind pe toată fața, iar mai apoi, doar în zona T, vin cu acest primer. Și pot să vă zic că toată ziua fondul meu de ten rezistă super, super bine. Acum, ce să vă zic, eu l-am încercat așa, din greșeală am încercat combinația asta, din greșeală. Testez mai multe variante și pot să vă zic că asta îmi place foarte mult în prezent și pe astea le utilizez. Dar asta pentru că tenul meu este deshidratat în perioada aceasta și vreau să-i dau și un pic de aspect proaspăt și la asta mă ajută serumul de la Pharsalia. Dar, în general, dacă nu aveți tenul deshidratat și aveți doar nevoie de aspect mat, puteți să utilizați doar primerul acesta pentru că este super bun și, v-am spus, este din rubrica ieftin și bun, undeva în jurul la 50 de lei. Este 40 ceva, 50 de lei în magazinele NYX, de acolo l-am cumpărat eu și îmi place foarte mult. Hai să mergem mai departe la fonduri de ten. Bineînțeles că știți despre Waterproof de la Atelier Paris, îmi place și îl utilizez, am multe nuanțe de la ei, nu vi-l mai arăt acum pentru că știți deja că îmi place, dar anul acesta pentru tenul gras am început să utilizez și fondul acesta de ten de la Clinique, se numește Anti-Blemish Solutions. Îmi place foarte mult că, deși îmi oferă aspect mat și îmi acoperă problemele cu tenul, are un luciu foarte, foarte finuț așa și îmi dă aspect proaspăt tenului și asta îmi place de fapt la el mai mult decât fondul de ten de la Atelier Paris, care acela matifiază, dar pe acesta îl folosesc zi de zi și e super, super bun. Super bun pentru tenul gras cu probleme în machiajele de zi cu zi. În schimb, pentru tenul normal sau pentru ședințe foto sau dacă aveți ten uscat sau pentru mirese, pentru decolteu și pentru față, dacă nu sunt probleme cu fața, anul acesta am utilizat intens fondul acesta de la MAC, este Face and Body și am aproape toate nuanțele pe care le utilizez intens. Este un fond de ten, nu știu, cu care la început nu am avut o relație de iubire așa intensă pentru că mi se părea super lichid. Se și aude că e super, super lichid, dar în timp mi-am dat seama că în machiajele pentru mirese și în machiajele pentru TV, în machiajele pentru bărbați, pentru că de anul trecut am început să
lucrez foarte mult la niște show-uri live unde participă mai mult bărbați decât femei și de fapt de atunci am căpătat eu o dragoste pentru fondul ăsta de ten, pentru că îmi lasă un finish natural și nu se sperie bărbații de machiaj când vine vorba de fondul acesta de ten. Cel puțin cei care mă văd pe mine cu fondul acesta de ten și cu care am lucrat până acum știu că o să aibă un aspect natural, adică machiajul lor va fi super, super natural. Și nu mă refer aici doar la bărbați, mă refer și la tenul fără probleme, în special tenul uscat. Super, super bun fondul acesta de ten pentru că este fluid și dă un aspect natural. Mai apoi, un alt fond de ten care îmi place foarte mult, nu știu dacă ăsta a fost prezent în favoritele din 2016, dar este prezent acum. Este acesta Ultra HD-ul de la Makeup Forever, super, super bun. Anul acesta am avut ocazia să machiez alături de Julian Roll, este make-up artistul oficial Makeup Forever din Franța, care a venit în România și o să vă las linkul în descriere de la filmarea, vlogul pe care l-am făcut de la evenimentul la care am machiat împreună cu el. Și atunci am utilizat și Ultra HD-ul, fondurile de ten stick. Eu nu utilizam, n-am utilizat până atunci, dar am de gând să mi le cumpăr și pe acelea, pentru că deja ăsta îmi plăcea foarte, foarte mult și îl utilizez pentru că are acoperire, totodată are și un luciu natural care oferă aspectul proaspăt tenului și îmi place foarte mult. Ăsta merge foarte bine și pe tenul normal și pe tenul uscat, în special pe tenul uscat, iarăși foarte, foarte, foarte bun și lasă aspect super natural. Iarăși, un alt fond de ten, iarăși tot pentru ten uscat. Asta pentru că până acum în majoritatea clipurilor mele v-am prezentat produse pentru tenul gras și combinat. Hai să vă vorbesc astăzi și despre produse pentru tenul normal și uscat. Mai am acest fond de ten de la NARS pe care l-am descoperit anul acesta cu ajutorul unei cliente și prietene de-ale mele. Adina, îți mulțumesc pentru fondul acesta de ten. Se numește Sheer Glow Foundation, este în nuanța Light 3. Ce pot să vă zic despre el este că tenul uscat, dar doar pentru tenul uscat, fondul ăsta de ten este super. Pentru tenul uscat, pentru tenul deshidratat, mai ales în perioada iernii, este lichid, are acoperire și lasă un aspect super proaspăt și hidratat tenului. Dar nu îl utilizați pe tenul gras și combinat pentru că va arăta inestetic de-a dreptul. Pentru tenul uscat, repet, îmi place foarte mult să-l utilizez pentru tenul uscat. Și mai apoi o să vorbim despre, da, mai am un singur produs la bază și trecem mai departe la concealer. Pentru că vă tot vorbesc de aspect natural și fond de ten cu aspect natural și cu finish proaspăt și așa mai departe, vreau să vă vorbesc despre un produs de contouring care de data aceasta este cremă, este vorba despre Hoola Stick de la Benefit. El arată cam așa și este o singură nuanță. Ideea acestui fond de ten stick, e produs de contouring, este să ofere o idee de contouring foarte naturală și mie îmi place foarte mult tot ceea ce înseamnă natural și o bază care arată super natural pe ten. Să nu se vadă că ai contouring pe ten. Ăsta face produsul ăsta, asta face produsul ăsta, nu mai știu să mai vorbesc, nu mai știu. Asta face produsul ăsta, îmi dă un efect natural, îmi sculptează fața acolo unde am nevoie, dar nu foarte intens, pentru că oricum eu nu sunt adepta contouringului super, super intens și se blenduiește super ușor, are o nuanță cu subton gri, nu este foarte portocaliu, nici foarte, foarte gri, dar arată super natural și asta îmi place foarte mult. L-am utilizat intens anul acesta și în special în machiajul mireselor care au nevoie să arate bine atât în poze cât și în video, cât și natural prima dată. Asta e important, să arăți bine natural față în față, live când te vede cineva, nu doar în video și în poze. Țineți minte chestia asta când vă referiți la machiajul de mireasă sau în general când vorbim despre machiajul pe care vi-l faceți voi acasă, că trebuie să arate bine prima dată live, când vă vede cineva și nu neapărat în poze și în video, pentru că prima impresie este live. Mai apoi o să vorbim despre corectoare. Am aici trei dintre cele pe care le utilizez cel mai des.
Îl am pe acesta de la MAC, este Pro Longwear Concealer și la ăsta am foarte multe nuanțe și îl utilizez intens. Este prezent și el în favoritele anului 2016. Nu vă zic mai multe despre el decât că are acoperire, este fluid, dar cu toate acestea usucă zona de sub ochi. Dacă știți că aveți probleme cu deshidratarea în jurul ochilor, nu vi-l recomand. Și în special tenul uscat nu îl recomand pe ăsta. Tenul uscat îl recomand pe acesta de la Maybelline, se numește The Eraser Eye. Din păcate, acest corector, concealer, da, concealer, nu are foarte multe nuanțe, dar la noi în România vă împăcați cu nuanțele prezente, cu nuanțele existente la acest corector, la acest brand. Ideea este în felul următor, are acest burețel aici. Ce vă recomand eu este să-l utilizați doar pe voi. Eu, de exemplu, l-am luat să-l utilizez pe mine pentru că și la mine funcționează, deși eu am pleoapele uleioase și zona din jurul ochilor este uleioasă. Îl fixez foarte bine cu pudră, îmi place că are acoperire, este destul de opac și atunci când sunt obosită și am și ochii, zona din jurul ochilor deshidratată, merge foarte bine să îl utilizez pe ăsta pentru că nu încarcă absolut deloc, dar este important pentru persoanele cu pleoapele uleioase să îl fixeze foarte bine cu pudră pentru că altfel se adună în pliurile ochilor. Pentru tenul uscat, în schimb, este minune, pentru că hidratează, dă efectul acela proaspăt și nu e nevoie să fixați cu foarte multă pudră. Iar un alt corector care mi place foarte mult, dar pe care de data aceasta nu îl recomand tenului uscat, este Lock It de la Kat Von D. Este un corector care vine cu acest aplicator. Trebuie folosit în cantitate foarte mică, dar folosit doar pentru tenul gras și combinat cu pleoape uleioase, pentru că are tendința să usuce mult mai mult decât prolongerul de la MAC. Așa că ăsta doar pentru tenul gras și combinat și în special dacă aveți cearcăne adânci. Ăsta este foarte bun pentru că are acoperire mare și îl găsiți în Sephora la standul cu produse Kat Von D și este în mai multe nuanțe. O să vă las în descriere și unde găsiți produsele acestea. Hai să mergem un pic mai departe. Pudră. V-am tot prezentat pudra asta, este prezentă și în favoritele 2016. Este pudra de la RCMA, aceasta este cea translucidă, cea se numește The Original. Iar mai apoi mai este aceasta tot de la RCMA, doar că vedeți că este mai albă asta decât asta de aici. Diferența dintre ele două este următoarea. Asta nu lasă absolut deloc culoarea, o folosesc în live-uri, în machiajele pentru bărbați, pentru mirese și așa mai departe. În orice cantitate ați folosi-o, nu încarcă absolut deloc și nu schimbă culoarea fondului de ten. Asta, în schimb, este foarte bună pentru zona de sub ochi, dar mare atenție că dacă veți folosi o cantitate mare, are tendința să lase un ușor film alb. Și mă refer la filmul acela alb care nu iese neapărat inestetic în fotografii, ci se vede pur și simplu față în față dacă este folosită în cantitate mare. În schimb, în zona de sub ochi este minunată. Asta este diferența dintre ele două. Vă spuneam, asta este The Original și asta este No Color Powder ca diferență între ele. Asta este o pudră pe care am utilizat-o super intens și o utilizez în continuare și mi-am făcut stoc și o să o utilizez mulți ani de acum înainte. Hai să vorbim un pic de blush-uri și produse de contur. Știți că îmi place foarte mult, nu vi-l mai arăt, Hoola de la Benefit, l-am folosit de câțiva ani de zile, îl folosesc intens, n-are sens să vi-l mai arăt și pe acela. Ca produs de contouring o să vi-l arăt doar pe acesta Hoola Light pentru că este mai deschis și îl folosesc în special pentru tenurile deschise la culoare, ca al meu sau mai deschise pentru un efect natural și ca idee îl folosesc pentru a fixa și acest produs, acest stick tot de la Benefit, pentru că împreună îmi oferă un contouring foarte natural și foarte, foarte lejer. După aceea, tot contour, dar este un trio de data aceasta, am primit anul acesta de la Sephora colecția, trioul acesta de la Make Up For Ever, sunt produse care sunt create în colaborare cu Jessie J și am aici un trio, am un iluminator, o pudră de contur și un blush. Toate produsele de aici sunt extrem de pigmentate, extrem de bune, bineînțeles, au și un preț un pic mai ridicat, dar super, super bune, se blenduiesc foarte ușor pe ten, pentru că asta e important, să le blenduiți foarte ușor, să le combinați foarte bine cu ceea ce ați aplicat de desubt, cu pudra, fondul de ten și așa mai departe.
tot ca blushuri. Anul acesta am utilizat intens blushurile de la MAC. Nu contează, orice nuanță aveți, blushurile de la MAC sunt foarte bune. Eu, în general, îmi iau de la MAC blushuri mate. Asta pentru că, nu știu, mi se pare că mă împac mult mai bine cu ele, mi se pare că sunt un pic mai pigmentate decât cele sidefate și că găsesc eu farduri de obraz sidefate mult, care mă mulțumesc mult mai mult și la alte branduri. Ca de exemplu, un blush sidefat care a apărut anul acesta la Melchior este acesta, se numește Coral Glace și arată cam așa. Este o piersică roze, dacă vreți, și are niște particule mici aurii și îl am acum pe obraj, îl am în obraj, îl port. Ce îmi place foarte mult este că atunci când îl utilizez nu mai am nevoie de iluminator, pentru că acele particule mici aurii îmi dau luminozitatea de care are nevoie tenul meu, nici prea mult, nici prea puțin, dar pentru un ten gras, dacă aveți, de exemplu, relief, aveți acne și pustule ieșite în relief, nu vi-l recomand în momentele acelea pentru că acele particule aurii vor scoate în evidență relieful de pe ten. Dar pentru tenul uscat, pentru tenul normal, este super, super bun. Eu, de exemplu, nu am acum probleme în zona aceasta și de aceea l-am utilizat și vă spun, nu mai am nevoie de iluminator. Și de asta îmi place foarte mult. Un alt blush, bine, îmi plac mai multe de la ei, de la brandul acesta, dar l-am utilizat foarte mult pe acesta, de la Kiko, așa arată el, și se numește Red Bouncy Blush în nuanța 04, Passion Red Wine, l-ați mai văzut la mine cu siguranță, așa arată el, este un blush cremos de data aceasta și pe care am început să îl utilizez acum de când a venit sezonul rece, pentru că îmi dă efectul acela de hidratare și un finish așa proaspăt. Iluminator. Cel pe care l-am utilizat, bine, pe care să spunem că nu l-ați văzut foarte des în ultima perioadă, dar pe care l-am utilizat foarte mult în kitul meu pro, este de la Becca în nuanța Opal, dar îl mai am și în nuanța Moon, pe care din păcate o am acasă și de aceea nu pot să vă arăt, dar îl am pe acesta în nuanța Opal. Mi se pare că se potrivește atât unui ten mai deschis la culoare, cât și unui ten mediu, cât și unui ten închis. Acum depinde de cantitatea pe care o utilizați. Pentru tenul mult mai deschis la culoare se potrivește mai mult nuanța Moon. Dar vorbim despre iluminatoarele de la Becca. Ăsta este super, dar super, super bun, pentru că așa de frumos se întinde și parcă atunci când îl aplic pe ten, când îl aplic cu pensula, mi se pare că se topește efectiv combinându-se cu celelalte produse și arată așa super, super natural. Nu arată ca o tușă de lumină intensă. Asta îmi place foarte mult. Mai departe o să vă vorbesc despre produsele de sprâncene și vreau să vă arăt 3 branduri pe care le utilizez intens. 2 dintre ele sunt mai scumpuțe, unul dintre ele este din rubrica ieftin și bun. Iar primul brand este Benefit, bineînțeles, am aici o grămadă de produse de la Benefit. Benefit sunt, ce să zic, sunt înnebunită după produsele de la Benefit de sprâncene, pentru că sunt super bune, oamenii știu ce fac, știu ce produse au, știu să și le promoveze, știu despre ce vorbesc și au produse pentru fiecare problemă în parte. Eu folosesc așa, Cabrow este un gel de sprâncene. Îl folosesc în special acolo unde sunt goluri foarte mari pentru că acoperă foarte bine, este foarte opac și este și waterproof. Mai apoi, anul acesta au scos produsul acesta, se numește Foolproof Brow și este o pudră, arată foarte mișto că este sub formă de sprânceană și are 2 culori și practic vă ajută să trasați culoarea unde trebuie, să o așezați acolo unde trebuie, mai deschisă de la bază, să faceți o combinație pe corpul sprâncenei și mai apoi la coada sprâncenei să veniți cu nuanța mai închisă. Foarte bun produsul. Dacă nu aveți goluri în sprânceană sau chiar dacă aveți și nu vă place un produs cremos cum e acesta, gel, sau dacă nu vă place un creion, veniți cu fardul acesta, aveți aspect natural și totodată acoperă foarte bine golurile. Asta dacă le aveți. Chiar dacă nu aveți, mergeți cu varianta mai deschisă și aveți și acoperire și aspect natural în același timp. Bineînțeles, aceste mascara de sprâncene care nu doar că așează sprânceana în loc, dar sunt și colorate și sunt 5 nuanțe, dacă nu mă înșel, 5 și au posibilitatea să acopere și golurile acolo unde este nevoie cu vârful, pentru că pensula asta este micuță, este foarte, foarte micuță, după cum observați, și puteți să veniți să pieptănați firele de păr, iar cu vârful, acolo unde aveți goluri, veniți și aplicați produs. Super, la fel, sunt foarte, foarte
rezistente pe parcursul zilei, pe parcursul nopții, dacă aveți un machiaj de seară și nu curge deloc, chiar dacă vorbim despre o persoană care transpiră sau o persoană care are tenul gras și imediat are probleme cu sebumul. Nu aveți probleme cu sprâncenele în cazul acesta. Iar un creion pe care îl folosesc eu intens și l-ați văzut foarte des la mine, este Goof Proof. Este un creion care are o formă oblică, da? Așa arată și puteți să trasați, să acoperiți sprânceana foarte, foarte repede dacă îl utilizați în picioare, să zic, așezat așa, da? Pentru că veniți cu el și fiind un pic mai lat, se conturează sprânceana foarte repede, sau puteți să trasați fire foarte ușor, foarte naturale, cu ajutorul vârfului, iar în capătul celălalt are acest spulii cu care pieptănați sprânceana și scoateți excesul de produs dacă este nevoie. Ăsta este primul brand de produse pentru sprâncene. Următorul pe care la fel îl folosesc în kitul Pro, Benefit folosesc în kitul Pro și bineînțeles și în machiajul meu de zi cu zi, dar mai folosesc și creioanele de la MAC. Eu cu precădere folosesc două nuanțe la MAC pentru că mi se pare că și combinate și separat funcționează foarte bine. Folosesc așa, pentru brunete Lingering, iar pentru blonde Fling. Ăsta este creionul pe care eu îl folosesc foarte, foarte des. Eu mai schimb de obicei produsele, că mă mai plictisesc să folosesc ba MAC, ba Benefit, ba alte branduri și le schimb. În ultima vreme folosesc și Colourpop, da, îmi place și Colourpop, dar nu așa de mult ca astea două. Vreau să vi le arăt pe astea două pentru că sunt foarte, foarte mulțumită de ele. Iar, pentru că vă spuneam că vă arăt și un brand care are produse de sprâncene și este din rubrica ieftin și bun, vreau să vă vorbesc despre trusa aceasta de la Oriflame, D1, din gama D1, este un eyebrow kit și arată cam așa. Are o ceară și două farduri de sprâncene. Vreau să vă zic că sunt extrem de pigmentate și aici, mai este un sertăraș aici de desubt, are două periuțe de umplere a sprâncenei cu fard. Sunt foarte încântată de el, îl utilizez și multă vreme, să știți că la început l-am utilizat și în kitul meu Pro, pentru că este extrem, extrem de bun produsul și vi-l recomand cu mare căldură. Nu știu dacă este 20 de lei sau 25 de lei trusa aceasta, așa că go for it, este super bună. Hai să vorbim un pic și despre fardurile de ochi. Nu am foarte multe noi, să știți, în general eu folosesc în ultima vreme farduri de la Makeup Geek și de la Colourpop. Mi-am cumpărat și separat și truse, dar știu că pe cele de la Makeup Geek vi le-am prezentat anul anterior, în favoritele anului 2016, așa că astăzi o să vă arăt așa. O trusă pe care am descoperit-o anul acesta, de când Kat Von D a venit în România. Nu că am descoperit-o, dar mi-a fost mai ușor să o cumpăr anul acesta pentru că a fost la noi în magazin. Am și văzut-o, am și testat-o. Se numește Shade and Light și are farduri mate. Este o trusă doar cu farduri mate și este o trusă cu farduri neutre, cu culori neutre pe care le pot utiliza atât într-un machiaj de seară, cât și într-un machiaj de zi, cât și pentru tenul matur. De obicei, eu când îmi aleg fardurile, la asta mă gândesc, la scopul pentru care eu le-am cumpărat și anume să le utilizez, să le pot utiliza în mai multe situații și de multe ori mă gândesc și la tenul matur. Am uitat să vă arăt pentru că aici am paleta aceasta tot de la Kat Von D, eu folosesc și pe aceasta de față de la brandul acesta, tot Shade and Light se numește și o folosesc și pe aceasta, în special, hai să vă arăt, nuanțele astea două de aici le folosesc foarte des la conturarea feței, îmi plac foarte mult. Și vreau să vă mai spun ceva. Culoarea aceasta de aici, de pudră, o folosesc la acoperirea cearcănelor vizibile, pentru că are o culoare așa somon și în cazul în care vorbesc despre cearcăne foarte vizibile, cearcăne gri, adânci, folosesc un corector somon sau roze, depinde ce am nevoie pentru a rezolva problema asta, iar mai apoi vin cu pudra asta și arată senzațional. În primul rând că se fixează și în al doilea rând acoperă foarte frumos zona cu probleme. La ochi, hai să revenim la ochi. Iarăși o altă paletă care mi-a plăcut foarte mult anul acesta este cea de la Too Faced, se numește Sweet Peach și îmi place extrem, dar extrem de mult combinația de culori, are și culori așa mai jucăușe, are și culori neutre, are și iluminator, iarăși ce-mi place foarte mult și o pot folosi la fel într-un machiaj de zi cât și într-un machiaj de seară și bineînțeles o pot lua cu mine în călătorie pentru că are
acest ambalaj de metal și nu se strică la șocuri, nu se strică fardurile. Tot la ochi, da, vă spuneam Colourpop. Vi le-am mai arătat pe astea, sunt două palete pe care le-am achiziționat de curând, n-am o lună. Asta se numește Yes Please, asta se numește I Think I Love You și am aici culori calde, după care știți că mă topesc, și aici culori neutre, iarăși știți că mă topesc după ele, pentru că sunt multifuncționale și le pot utiliza atât la tenurile tinere, cât și la tenurile mature. Au și nuanțe mate, și nuanțe sidefate, și nuanțe metalice, iarăși, care îmi plac foarte mult. Tot farduri, de data aceasta vorbesc despre farduri cremoase și ăsta săracul de el, vai mama lui cum arată ambalajul, pentru că l-am folosit, cred că sunt la al doilea recipient, este de la Make Up For Ever, se numește Aqua XL, este în nuanța 52, este un fard cremă extrem de rezistent, este waterproof. Eu îl folosesc atât ca bază pentru machiajul mireselor, dar îl folosesc și ca fard simplu în ședințele foto dacă am nevoie să deschid foarte mult culoarea pleoapei. L-am folosit și în cazul acesta. Super rezistent, super, super rezistent. Eu l-am folosit la o ședință foto undeva la piscină, se făceau fotografiile și modelul intra în apă. Ăsta a rezistat fără niciun fel de probleme. Dar tot niște farduri cremoase, lichide, da, dar cu efect, cu finish mat, sunt cele de la NYX, sunt lingerie, astea pentru ochi, lid lingerie. Eu vă arăt două nuanțe aici, am mai multe, dar ăsta este cu finish mat, ăsta este cu finish sidefat, de asta vreau să vă arăt variantele, că există variante. Eu am pe asta în nuanța 24, iar pe asta în nuanța 01. Asta îmi place extrem de mult, că are niște particule mici și după ce se usucă, câteva din particulele acelea se văd un pic mai mari, nu știu cum au făcut treaba asta, arată extraordinar nuanța asta 01 într-un machiaj de mireasă, extraordinar de bine arată. Mai apoi, mai am un iluminator, o paletă de iluminatoare, vedeți că le combin acum, este paleta aceasta de strobing de la Sephora și cu precădere, folosesc foarte mult această nuanță de aici, dar o arăt bine? Da, o arăt bine. Nuanța asta de aici, mi se pare că dintre toate cele patru, asta la fel, se comportă foarte bine și dacă vreți, o asemăn foarte mult cu Mary Luminizer-ul de la The Balm, foarte mult îmi place. Și dacă Mary Luminizer-ul costă 64 de lei, 68 de lei, 58, depinde că îl găsiți și la oferte în magazinele Marionot, eu de acolo îl cumpăr, paleta asta costă undeva în jurul la 60 de lei și are toate patru nuanțele acestea. V-am zis, super bună, arată super bine aceste iluminatoare pe ten și le-am folosit foarte des, în special acela de care vă vorbeam. Și tot un produs de față, dar pe care eu îl utilizez și la ochi. De multe ori mă întrebați, când am aplic un iluminator lila în colțul intern al ochiului, nu a existat fotografie sau filmuleț în care să port acest iluminator și să nu mă întrebe cel puțin două sau trei persoane ce am acolo, ce am aplicat. Ei bine, vreau să vă arăt paleta aceasta, este de la Makeup Addiction Cosmetics. Paletele acestea și fardurile de la Makeup Addiction le găsiți pe inspiredbeauty.ro, eu de acolo o am. Se numește Holy Glow în nuanța Holy Glow volumul 2 și are aceste patru iluminatoare superbe. Superbe iluminatoare, iar cel pe care îl utilizez eu foarte mult și vă place vouă cel lila este cel de aici. Deși ele par albe, nu știu cum le vedeți voi pe cameră, ăsta este un lila, iar ăsta este un verde foarte, foarte, foarte deschis. Ce pot să vă zic? Superbe, superbe, extrem de pigmentate. O am, din 2016 o am pe asta, dar mi se pare că anul acesta am utilizat-o mai des, de asta face parte și din favoritele acestui an și mai ales că anul acesta m-ați întrebat foarte des ce iluminator lila folosesc. De aici este, fetelor, de aici, inspiredbeauty.ro. Și am terminat cu produsele de ochi, cu farduri, adică. Hai să vorbim un pic despre eyelinere, pentru că aici am iarăși câteva despre care vreau să vă vorbesc. Prima dată și prima dată mi-l doream foarte mult și acum l-am luat. Este cel de la Kat Von D, Tattoo Liner, așa arată. Și are acest vârf, este destul de ascuțit. Bine, nu este nici prea gros, nici prea subțire, dar este extrem de flexibil și vă ajută să trasați mult mai ușor dunga, atât mai subțire cât și mai groasă. Aici vorbim despre eyelinere tipul acesta carioca, da? Unde avem nevoie de un pic de exercițiu și în general la eyeliner avem
Și în general la eyeliner avem nevoie de exercițiu, așa că nu vă speriați de eyeliner, ok? Pentru că de multe ori când vorbesc despre eyeliner, toată lumea, nu că știi că e greu, oricât ar fi el de bun, e greu de aplicat și e greu de nu știu ce și e greu de nu știu ce. Știu, știu. Și eu am zile când nu-mi place cum a ieșit eyelinerul. De exemplu, astăzi nu sunt mulțumită de ce a ieșit, dar am și ochii umflați, tot timpul găsesc scuze. Am ochii umflați și de-aia nu mi-a ieșit eyelinerul bine. Așa că nu e nicio problemă, fetelor. Să știți că se întâmplă și la cei care au exercițiu, da? Așa că nu vă speriați de eyeliner. Mai apoi, am două eyelinere, două culori. Brandul se numește Moteliner și îl am în nuanța Navy Black și Brown. Sunt niște eyelinere pe care nu le găsim în România. Eu le am din Japonia. Dacă voi găsiți undeva aceste eyelinere, Moteliner, M-O-T-E, liner. Exact așa se scrie. Dacă le găsiți undeva, vă rog să-mi spuneți, pentru că vreau neapărat să mi le cumpăr. Inițial, nu vreau să vă spun că mi-au plăcut, că nu mi-au plăcut deloc. Deci nu mi-au plăcut deloc inițial, până când am descoperit, pentru că așa este. Uneori, trebuie să fii și un pic inteligent ca să-ți dai seama de niște lucruri. Auziți, aici e o biluță înăuntru, că ele trebuie agitate. Că mie mi se părea că nu sunt destul de pigmentate. Nu, sunt extrem de pigmentate și puteți să au un vârf extrem de frumos și de subțire, mult mai, chiar nu mult, dar în fine, mai subțire decât Tattoo Liner-ul de la Kat Von D, la fel de flexibil și puteți să trasați niște dungi extrem de subțiri, dacă asta vă doriți cu el și este super pigmentat. Dar vă spuneam, am mai spus într-un clip că nu-mi plac foarte mult. Îmi retrag cuvintele, îmi plac extrem de mult, dar v-am zis, uneori trebuie să te mai ducă puțin capul, să îți dai seama de niște lucruri și mai bine mai târziu decât niciodată. Iar un alt eyeliner despre care vreau să vă vorbesc este de la Colourpop, cu precădere nuanța asta, pentru că mai folosesc și negru de la ei, dar îmi place nuanța asta, se numește Mr. Bing și este un maron cărămiziu, tot așa, îl am de la finalul anului trecut, dar nu l-am folosit foarte des, nu l-am folosit cred că deloc, anul ăsta am început să îl utilizez și îmi place foarte mult, nu știu de ce nu l-am utilizat până acum, pentru că îmi place foarte mult culoarea și îmi place că rezistă și se întinde foarte ușor, dar în momentul în care s-a așezat, acolo rămâne. Iarăși, un avantaj pentru persoanele care au nevoie de rezistență, un dezavantaj pentru persoanele care n-au exercițiu, dar exercițiu se obține prin practică. Bine, am vorbit mai mult de o grămadă. Exercițiu se obține prin practică. Ok, hai să vă vorbesc un pic despre mascara și după aceea vorbim de buze și gata, am terminat clipul de astăzi pentru că deja e super lung. Am mascara și high-end, nu neapărat high-end, ci un pic mai scumpuțe, dar și mascara ieftin, da, un rimel mai ieftin. Acum, hai să vă vorbesc întâi așa, să vorbesc de la scump la ieftin, că e mai bine așa. Prima dată o să vă arăt, vi l-am mai arătat pe ăsta, l-am ținut într-o sa mea personală, l-am utilizat super intens, dar de acum trebuie să-l arunc, că este gata, au trecut 3 luni, nu mai avem ce să mai facem. Este de la Too Cool For School, se numește Dinoplats și este de la Too Cool For School, din colecția Dinoplats, se numește Escalator Mascara. Este super negru, super rezistent. Nu face brobonele, chiar dacă transpir, chiar dacă ai zona ochilor destul de uleioasă. Ce mișto la el este că are această perie care se face din lunguță așa și un pic mai scurtă, dacă vreți. Așa. Și eu o utilizam inițial așa mai scurtuță pentru a umple genele, pentru a le încărca, iar mai apoi, în stratul 2, o alungeam și nu făceam decât să alungească genele și să scoată excesul de produs. Super! Super bun, super bun. Sephora, Too Cool For School, Sephora.ro, nu mai știu dacă îl găsiți în magazine sau doar pe Sephora.ro, dar îl găsiți cu siguranță. Nu este foarte ieftin, în jur la 100 de lei. Dar o să vedeți că vi-l arăt și pe cel mai ieftin și o să alegeți voi ce vă place. Din punctul meu de vedere, nu e nevoie să dați foarte mulți bani pe mascara, pentru că oricum va trebui să-l schimbați odată la 3 luni, pentru că ele expiră foarte repede și se usucă foarte repede. Așa că rămâne la latitudinea voastră dacă voi decideți să dați bani pe un mascara mai scump sau dacă vă mulțumiți cu unul mai ieftin. Hai să vorbim un pic despre un mascara pe care îl utilizez în kitul meu pro și anume The Real de la Benefit. Ăsta este în varianta asta de iarnă, de Crăciun, așa cu capacul acesta sub formă de diamant, așa e fancy, dar el în mod normal are capacul la fel metalic ca zona aceasta de aici de jos.
Ce pot să vă zic despre el? Îl utilizez pe cliente, mi se pare că se comportă foarte bine, deși nu este un mascara waterproof, este aproape de zona asta de waterproof, se dă jos repede, dar rezistă chiar dacă, știu eu, transpiri sau plângi, nu știu, zic și eu așa, rezistă foarte bine și îmi place că nu încarcă foarte mult genele și îl folosesc în special când aplic și gene false, pentru că mi se pare că le combină foarte frumos cu genele false, combină genele naturale cu genele false. Tot un mascara pe care l-am utilizat intens este acesta de la Sephora, se numește The Mascara, vă oferă volum, lungime și definire. Are o perie, bine, eu niciodată nu folosesc pe cliente, sau pe, în fine, nu neapărat pe cliente, pe alte persoane, direct pensula aceasta, folosesc pensule de unică folosință. Dar pentru mine pensula asta este foarte, foarte mișto. Deși este grasă așa, nu este foarte, foarte grasă și este potrivit și pentru genele mai scurtuțe, așa ca ale mele. Este super negru, super rezistent, îmi place foarte mult. Nu știu exact cât costă, Sephora.ro sau în magazinele Sephora. Dar vă spuneam că am și un mascara din ăsta, din ieftin, din rubrica ieftin și bun, și cel care m-a dat pe spate anul acesta și pe care l-am folosit, cred că am folosit 3 sau 4 recipiente până acum, nu știu, dar îmi place ăsta, se numește The False Lashes Mascara de la Essence Dramatic Volume Unlimited. Fetelor, eu am gene blonde, scurte și dese și drepte, adică mă enervează de nu se poate. Vreau să vă spun că ăsta îmi dă alungire, mi le și încarcă frumos și par mai lungi și mai curbate, așa, nu știu ce face mascara ăsta, dar este demențial. Și chiar am, văd că mi-a mai rămas asta de la preț aici, este 16 lei, 16 lei. Eu îl iau din orice Oșan, din orice magazinul acela cu produse Catrice și Essence din militari, Cora, Carrefour și așa mai departe, unde găsiți? A, se găsește și în Kendra, unde găsiți standuri cu produse Catrice, cu produse Essence, îmi cer scuze, unde găsiți standuri cu produse Essence, acolo este și acest mascara. Vă rog, dacă aveți gene ca ale mele, luați-vi-l pe ăsta, o să vedeți că o să mulțumiți, chiar o să mulțumiți pentru recomandarea asta, dacă nu îl cunoașteți deja. Și astea au fost toate produsele de ochi. Hai să vorbim un pic despre buze, despre buze bineînțeles, dar bineînțeles că nu pot să nu vă vorbesc despre acest kit, știți acest kit de rujuri cu 44 de nuanțe de la Sephora, știți de ele, știți că le folosesc, știți că le folosesc și dinainte să primesc kitul acesta, anul acesta. Ce pot zic, că mă simt super norocoasă că l-am primit și că am posibilitatea să testez rujurile lor și să testez produsele anumitor branduri înainte ca ele să apară sau cele noi. Pe astea le utilizam oricum dinainte să primesc setul acesta și de când au apărut. Îmi place foarte mult volumul acestor rujuri. Ele sunt lip stain-uri, așa se numesc, și aici mai am încă 23 de nuanțe. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Utilizate pe buze deshidratate, nimic, orice înseamnă ruj mat, nu arată bine. Așa că, astea fiind niște rujuri mate, vă recomand să le utilizați pe buze hidratate. Mai apoi, sunt ca și consistență destul de lichide, de aceea n-aveți nevoie de foarte multă cantitate pentru a acoperi întreaga zonă a buzelor. Aplicatorul, hai să vă arăt aplicatorul, este din burețel și are un vârf foarte, foarte drăguț care vă ajută, este destul de ascuțit așa, care ajută la trasarea unui contur destul de corect și lejer, fără a vă chinui foarte mult. Și bineînțeles, o singură dată când scoateți recipientul de tub, cu ceea ce aveți pe el, ajunge pentru a contura buzele, fără să mai fie nevoie să mai luați cantitate mare de produs. Ok, deci odată îmi plac astea, lip stain-urile de la Sephora, și dacă am o mireasă, de exemplu, care își dorește ruj roșu, pentru că de cele mai multe ori miresele vor rujuri nude, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, miresele mele, mi-au cerut în marea majoritate a cazurilor, mi-au cerut rujuri nude. Dar pentru cele care sunt un pic mai curajoase și vor un roz sau un roșu sau un oranj, am descoperit niște rujuri care mie îmi plac foarte mult și care nu se iau de pe buze neam. Dar neam nu se iau de pe buze, și anume sunt acestea, se numesc Double Touch de la Kiko. Au
două zone. Zona aceasta cu culoare pe care o aplic prima dată, las produsul să se usuce, după care vin cu acesta care pare un gloss, deși nu este, nu lasă finish-ul acela glossy. Este, nu știu ce conține, dar este un top coat pe care îl aplic peste nuanță și ce face este că la început lasă un efect glossy, după care se usucă mat și vă spun că ajută nuanța aceasta să reziste toată noaptea. Așadar, mireselor care vreți să vă machiați acasă sau care aveți nevoie de un ruj care să reziste pe parcursul întregii seri, pe parcursul întregii nunți, Kiko Double Touch, nemaipomenite, le găsiți pe kiko.com .it, scuze. Com sau it, nu știu, kiko.com sau kiko.it, o să vă las link în descriere. Foarte bune, sunt extrem, extrem de bune. Din păcate nu au așa de multe nuanțe cum au lip stain-urile de la Sephora, dar cu siguranță găsiți ceva care să vă placă. Și ca tușă finală vreau să vă vorbesc despre două spray-uri. Este vorba despre, prima dată, despre acesta de la Too Faced, se numește Hangover 3-in-1. Pe ăsta îl puteți utiliza și înainte de fond de ten și la finalul machiajului pentru a finisa. Foarte bun pentru toate tipurile de ten și vreau să vă spun că nu vine să cred cât de bine se comportă pe tenul meu gras. Foarte bine rezistă și oferă acel aspect mat fondului de ten și îl face să aibă rezistență mai mare. Iar pentru persoanele cu tenul uscat, eu folosesc Fix Plus, este un Prep and Prime de la MAC pe care îl puteți utiliza înainte de aplicarea fondului de ten, cât și după ce ați terminat machiajul pentru a da acel efect nu neapărat glowy, cât de proaspăt și luciul acela natural. Și am terminat, acestea au fost produsele mele preferate, favorite, cum vreți voi să le spunem, produse pe care le-am utilizat foarte des anul acesta și le-am folosit atât în kitul pro, bine, marea lor majoritate sunt utilizate în kitul pro, cât și în machiajele mele personale sau în tutoriale. Așa că, ce să vă zic, curiozități dacă aveți în plus față de ceea ce am zis până acum, vă rog să-mi lăsați în comentarii, în orice caz în descriere veți avea link-uri cu magazinele sau site-urile unde găsiți produsele acestea. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și de data aceasta și ne vedem în clipul următor. Vă pup! Bye!